Și eu vă mulțumesc. Și nu doar vouă, ci și celor care au ales întrebările. Chiar bune! Sunt curios să le aud și pe cele pentru Denisa și Călin. Dragilor, știți că Love Island este primul reality show din România care este strâns legat de social media, de aplicația noastră unde publicul vă votează. Așadar, astăzi revenim către voi cu o serie de întrebări care vin direct de pe social media. Începem cu tine, Călin, din partea Dorei Pușcaș. De ce crezi că fetele din vilă nu sunt atrase de tine? Crezi că îți lipsește ceva? Nu, cred... Nu s-a atrase de mine fetele din vilă. E un comentariu pe social media, răspunde ca atare. Da. Probabil pentru că n-a existat reciprocitate. Nici eu nu m-am simțit neapărat atras de fetele din vilă și probabil nici ele au căutat pe cineva cu care să rezoneze mai mult. Pe cineva diferit. Pe cineva diferit, da. Ok. Bun. Denisa, ești geloasă pe celelalte fete din vilă care și-au găsit jumătatea? Nu, deloc. Sunt foarte fericită pentru ele pentru că au găsit ce căutau sau ce nu căutau și au fost surprinse și sunt foarte mândră de ele, de toate. Am înțeles. De la Eva Tudor. De ce nu vreți să vă dați o șansă reală și să deveniți un cuplu? Bună întrebare. Sincer, cred că dacă am pornit din prima cu gândul că nu o să fie nimic și poate asta a pus o limită între noi. Nici n-am rezonat foarte bine la modul romantic pentru că el având niște, oarecum, nu știu cum să le spun, criterii la o femeie și la fel și eu. Uh-huh. Și nu a fost oarecum atracția fizică, care nu știu dacă s-ar putea crea sau nu. Deci ați fost și setați cumva pe un pattern, da, de la exact, început, să zic. Da. Dar am văzut că cu timpul ne-am și oarecum deschis în față de altul și am comunicat mai mult și asta îmi place foarte mult. Îmi place foarte mult de el ca și om.